Am ales să mă înscriu în acceleratorul Predau Viitor, deoarece sunt pasionată de dezvoltare și îmi place să aduc inovație în sala de clasă, pentru că astfel cresc motivația elevilor și îi atrag spre domeniul meu pe care îl predau. Un moment deosebit, nu știu, toate momentele au fost speciale, tot ce am trăit aici a fost senzațional și mi se pare că acceleratorul acesta, programul acesta este deosebit, o experiență unică. Dacă stau să mă gândesc care moment a avut cel mai mare impact, mă gândesc la ce o să fac în continuare și cred că experiența de la metoda experimentală, experiențială, a fost deosebită pentru că pot să o aduc în sala de clasă și astfel să crez motivația elevilor, ei exersând metodele și simțind și exprimându-și emoțiile. Deci partea asta mi se pare că are un real impact asupra lor. Ceea ce voi duce elevilor mei din experiența acceleratorului este în primul rând partea emoțională, cumva de îmbrăcat noțiunile teoretice, pentru că nu sunt atrași așa de partea asta teoretică și atunci cumva dacă reușim să lucrăm și la partea de motivare, mi se pare că acest aspect le lipsește elevilor în ziua de astăzi, partea de motivație, și cumva dacă văd și latura practică a noțiunilor și văd utilitatea, unde pot utiliza noțiunile respective, cred că asta are un mare impact și le crește motivația, plus o să aduc și exemplele pe care le-am văzut aici și astfel și să încerc să-i expun la cât mai multă experiență, ca ei să aibă o paletă mai largă de opțiuni din care să-și aleagă și să-și descopere vocația lor pe viitor. Ceea ce au nevoie elevii în viitor, consider că în primul rând este flexibilitatea, să fie adaptabili, să se poată adapta oricărei situații noi și să poată să facă lucrurile acesta și într-un anumit interval de timp. Și asta e important, să colaboreze, lucru în echipă este foarte important. De asemenea, cred că este important să fie creativi și să rezolve probleme și situațiile, să rezolve în mod pozitiv situațiile și problemele pe care le întâmpină. În primul rând, cred că rolul oricărui profesor este de mentor, de facilitator. Informația este acum la un click distanță și important este să îndrumăm ce să facă cu această informație și cum să o folosească și în ce mod face sens pentru ei, tocmai îndrumându-i spre proiecte pe care să le conceapă împreună cu alții, să lucreze în echipă. M-am gândit la un fel de mentorat între elevi în care eu am mai lucrat pe proiecte de genul acesta, dar cu elevi mai mari, de 11 a 12, și atunci proiectele pe care le-am început cu acești elevi, mă gândesc ca ei să plece de la rolul de mentori, în care să prezinte proiectele respective și elevilor din clasele mai mici, a 9-a și a 10-a, și cumva să îi motiveze și pe ei să ducă și ei la rândul lor mai departe aceste proiecte. Și foarte interesantă mi s-a părut și ideea de pitch și acest lucru să le aduc nou în clasă. Și o să-i provoc și pe ei să descopere și să-și creeze ei propriile proiecțele pe care apoi să le prezinte întregii clase sau chiar în mai multe clase
exersându-și astfel și abilitățile de comunicare, de prezentare, că asta de multe ori lipsește la domeniul acesta tehnic. Mulți elevi sunt taxați așa strict pe partea tehnică și mai uită să se dezvolte și pe partea de comunicare, și asta ar fi chiar o provocare pentru ei să poată să exerseze și aceste abilități. Programul Predau Viitor consider că este o bază pentru orice profesor de informatică și l-aș recomanda pentru că efectiv te transformă, deci e ca o transformare care are loc, este și o sursă de inspirație și când te gândești așa înapoi la toate experiențele pe care le-ai trăit, parcă sunt așa ca un izvor de unde poți să-ți iei ideile și nu neapărat să reproduci exact ce s-a întâmplat aici, ci ăsta e ca un pas de pornire din care apoi îți vin pur și simplu idei și resurse și parcă s-au deschis drumuri. Așa mi s-a părut. Inspirație. Acceleratorul Predau Viitor pentru mine a fost un izvor de inspirație.